operator din nou în cabinetul domnului doctor Adrian Moscu, medic veterinar. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Despre ce vreți să ne vorbiți astăzi? Astăzi am ales să vorbim despre parvovirosa canină. Chiar dacă în ediția trecută vorbisem despre vaccinare și oarecum se repetă, am ales tema asta pentru că sunt foarte multe cazuri în ultima perioadă de parvoviroză la căței și am zis să aprofundăm puțin situația pentru că este o boală foarte periculoasă, frecvent mortală. Ea se previne prin vaccinare. Dar, din păcate, vaccinurile nu acționează rapid ca un antibiotic, ci trebuie o perioadă în care să stimuleze sistemul imunitar. E o boală relativ nouă, apărută undeva prin anii 70, dar s-a răspândit foarte rapid în populația canină și provoacă foarte multe pierderi. Dacă îmi permiteți, ce a generat apariția acestei boli? E un virus. E un virus care se transmite foarte ușor, iar în lipsa unei imunități, atât a mamelor, cât și a puilor, determină îmbolnăvirea puilor, în special predispuși sunt la vârsta între 6 săptămâni și 6 luni. Dar este vorba numai despre căței, numai căței fac această boală? Nu, se poate face și la vârstă mai înaintată, dar sensibilitatea cea mai mare e reprezentată de populația tânără între 6 săptămâni și 6 luni. Dar nu este contagioasă și pentru pisici? Nu, nu. Deci este numai pentru câini. Din fericire există o barieră interspecifică care ne salvează de multe bătăi de cap. Dar există tratamente? Nu, preventiv ce trebuie să facem noi care avem câini? Preventiv se vaccinează. Deci, preventiv rând, vaccinul, da. Vaccinurile. Vaccinul nu se face unul singur și am scăpat de risc, ci se fac mai multe rapeluri. În funcție de situație se poate ajunge la 4-5 rapeluri. Rapelul înseamnă vaccinuri repetate. Da? Cam la cât timp se repetă? În funcție de valențele care le conține, adică de bolile pentru care protejăm cu acel vaccin, e la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni, cu cât sunt mai multe valențe, cu atât pauza între vaccinuri este mai mare, pentru a permite organismului să dezvolte anticorpi. Și care sunt simptomele care ne pot pune pe gânduri pe noi? Acest virus e cu localizare digestivă, forma enterică sau cu localizare cardiacă, forma miocardică. În principal se întâlnește cea cu manifestări digestive. Apare o apatie, o ușoară stare febrilă, vomă, diaree, diaree cu sânge, melenă. Starea generală se denaturează foarte rapid, cu pierderi în greutate vizibile, nu neapărat cu cântare. Foarte rapide. Virusul are o perioadă de incubare undeva la 7-14 zile, iar dacă nu se intervine, moartea apare rapid. Chiar și cu tratament, șansele de supraviețuire sunt reduse. Tocmai din acest motiv, cea mai bună metodă de prevenție și cea mai ieftină, e prevenția. Tratamentele, vaccinul. Tratamentele fiind oricum foarte scumpe comparativ cu un simplu vaccin, dacă e făcut cum trebuie și când trebuie. Tocmai din acest motiv e bine ca vaccinul să fie făcut într-un cabinet, pentru că sunt produse biologice care sunt păstrate la o anumită temperatură. Inclusiv când primim vaccinurile, în cabinet semnăm pentru temperatura la care au fost transportate și așa mai departe. Vaccin care stă în mediu necontrolat, la temperatura camerei 10 minute, se inactivează și este similar ca și cum am face ser fiziologic sub piele. Dacă îmi permiteți, spuneați că trebuie făcute în cabinet, așa se poate face vaccinul și în afara unui cabinet, adică eu, de exemplu, pot să cumpăr o fiolă de un vaccin de nu știu unde să mă duc să-i fac câinelui singură injecția? Din păcate, da. Se întâmplă lucruri de astea? Da, din păcate se întâmplă. Dar cine are voie să comercializeze acest gen de vaccin? În acest moment, vaccinurile nu sunt produsele biologice.
Comercializarea lor se face strict prin cabinete veterinare. Deci numai în cabinete veterinare. Sau la medicul veterinar, că mai sunt medici veterinari care au circumscripții și automat au și... Și acolo poate să facă în circumscripțiile veterinare. Deci nu așa pe mâna oricui. Hai, am luat fiola și mă duc eu acasă. Și luat vaccinul, pus în buzunar, mers acasă și vaccinat. Acela este degeaba. Da, în ultimul timp au fost multe, ați avut pacienți, căței, câini cu un asemenea diagnostic? Foarte mulți. Diagnosticul se pune pe baza semnelor clinice și există un test pentru parvoviroză care se face, se recoltează fecale și testul este sigur, rapid și practic spune ce tratament trebuie să urmezi. Din păcate mai există unele metode empirice de tratare a bolilor la câini și anume arsul pe nas. Ce anume? Arsul pe nas. Ce e asta? Cu un fier înroșit se aplică pe nasul câinelui. Doamne ferește, ca să nu-l doare, nu-l... Ba da, provoacă o arsură. Ferească, domnule, cine face arsul ăsta pe nas? Cine? Metode ca nervul mediu. Se aplică frecvent. În zona noastră se aplică, foarte mulți câini din arș pe nas în încercarea de a fi tratați de absolut orice boală. Păi bine, dar asta este, dacă anunți la protecția animalelor, poți să faci și pușcărie. E o traumă pe care o faci unui animal. Doamne ferește, n-am mai auzit așa ceva. Da, bine, din păcate este pe o lipsă de informare. Dar sunt medici care practică ceva. Nu, Doamne ferește. Nu vorbim de medici, vorbim de proprietari care au auzit că astfel se scapă de această boală. Da, am auzit că denaturăm puțin discuția, s-a terminat emisiunea, de fapt, dar mai stăm 2 minute. Că unii taie coada la câine, că nu știu de ce, când sunt mici... Se fac mai răi, nu mai știu care că se devin mai răi. Răi. Cu tăiatul cozii, acum nu mai e permisă, se consideră mutilare, e permisă doar amputarea cozii din motive medicale. Erau standarde la anumite rase care permitea cupajul urechilor, adică tăierea urechilor și amputarea cozii. Dar toate astea se făceau la vârste foarte fragede, când filetele nervoase nu erau dezvoltate. E puțin diferit. Nu la 2 ani te-a pus să tai coada, că ți se pare că e mai cumplit, frumos. E cumplit, Doamne, ferească Dumnezeu. Domnule Dumnezeu, s-a terminat această scurtă emisiune. Ne vedem săptămâna viitoare. Sigur, vă aștept. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere. La revedere.